acum 20 de ani, sigur, nu mi-aș fi chipuit că o să scriu atâta vreme în presă. A început ca o joacă, ca o încercare. Și uite că lucrul m-a prins. Am învățat și eu pe parcurs cum se fac lucrurile în așa fel încât să fie convingătoare și atrăgătoare pentru public, cum să selectez subiectele, iar Oglinda a fost un spațiu extrem de generos, în sensul că, așa cum am spus și în seara asta, a fost un spațiu al libertății, adică în care am putut să scriu totdeauna ceea ce am crezut că se cuvine. Că un astfel de ziar ar trebui să fie un element coagulant pentru o comunitate, după părerea mea, să ne scoată din egoismul acesta care ni se pare că este atât de la modă și atât de curent și să ne ofere o nădejde și o putere de a lucra împreună. Și în felul ăsta eu cred că Oglinda și-a atins dovada aniversarea de seara asta și-a atins până acum scopul și sperăm să lucreze la același sens și în continuare. Ce-a venit cu o diplomă de excelență la Philip Goldfish, una dintre distințele noastre, se acordă publicația Oglinda de azi pentru activitatea profesională prin excelență de cursul de a 20 de ani de apariție neîntreruptă pe piața media din Câmpina. Poate este un import pentru următorii 20 de ani. Datorită lui Florin Sever Frățilă, sunt și eu astăzi lângă dumneavoastră, dumneavoastră sunteți lângă noi și trebuie să-i mulțumesc lui, trebuie să mulțumesc tuturor acelora care au pus umărul la existența acestui ziar mic și rău. O fi fost mic, dar a lăsat lucruri mari în urmă. O fi fost rău, dar a lăsat lucruri de laudă în urmă. O spun cu mâna pe inimă. Am colaborat la Oglinda, cunosc bine cum se face această gazetă. E cea mai longevivă din istoria câmpineană. De la începutul secolului 20 până în prezent, nu avem o publicație care să fie rezistat 20 de ani. Într-o lume murdară, într-o lume cu foarte multe lovituri, să spunem, pe la spate, într-o lume cu multe cancanuri, într-o lume cu afaceri ilicite, cu politică murdară și inclusiv cu imoralitate care se propagă din cel mai mult în societate, noi am încercat ca prin ziarul Oglinda să fim de fapt o oglindă. Și Oglinda întotdeauna spune realități. Oglinda nu are cum să ascundă. În momentul în care ne ducem și ne uităm la oglindă, de fapt ne vedem așa cum suntem. Pentru a scoate un asemenea ziar 20 de ani, este nevoie de acea nebunie a elevilor care scot gazeta școlii, alături de spiritul unor eroi, ca să reziști în această lume grea, ca jurnalist, așa cum spunea și domnul Glovan, este într-adevăr o muncă titanică și o activitate care poate fi în inimile noastre și tuturor noastre, ca dată cu activitatea de eroi. Soacra mea, de la începutul, mă întreabă ce mai este prin Câmpina. Eu mă scol dimineața de vreme și ajung acasă când orașul doarme. Și de 20 de ani nu mai am nicio problemă să-i răspund, pentru că marțea citesc Oglindam și am cea mai bună imagine a orașului. Mă bucur că voi continuați să existați în Câmpina, să ne criticați un pic mai puțin, mai ales pe ăștia care mai cochetă și cu politica, cu toate că merităm. Să vă dea Dumnezeu sănătate, mult succes și mă bucur că ați ajuns la 20 de ani, să ajungeți la 100 de ani. Succes! Cred că puțin dintre cei prezenți ar fi spus că peste 20 de ani acest ziar va continua să funcționeze și așa de bine și așa de prompt cu știri, cu tot ce este. Mulțumim că acces aceste știri și vă urăm încă 20 de ani cel la fel de bun. E prima oară, cred că folosesc un microfon de 5 ani încoace. Am ieșit din casă, am venit până aici cu multă plăcere, fiindcă e un moment într-adevăr important să supraviețuim la 20 de ani după apariția unui ziar și ziarul să supraviețuiască în vremurile astea. Au trecut 20 de ani, s-au întâmplat multe cu noi, cu noi, în familie noastră, în țara noastră. Important este că trebuie să mergem înainte și sper ca să fim ce am fost și mai multe decât atât și sper că acest ziar și toate ziarele din România să prospere, să existe cât mai multă vreme, astfel încât oamenii să fie din ce în ce mai informați și să fie din ce în ce mai deștepți.
Nu ratați așadar de acum încolo ce se va întâmpla cu Oglinda Câmpine, fiindcă nici nu știți ce pierdeți. A fost un subiect continuu pentru editoriale. Dacă n-aș fi fost eu, Oglinda cred că ar fi fost mai slab. Oglinda este singurul, cred, material după pământ, care chiar dacă se sparge, rămâne tot oglindă. Și asta arată și faptul că vine, dar cu 20 de ani, trece prin acești 20 și merge către ceea ce s-a vorbit aici, nu către 100, către modul în care dânsul poate să ducă la superlativ ziarul pe care îl conduce. Deși nu mi-a chemat la majorat la 18 ani, e bine că a făcut acum la 20 și cred că Florin Frățilă, poetul Florin Frățilă, mi-a plăcut remarca domnului Cristian Crăciun, abia de acum încolo începe să se maturizeze ca jurnalist. Așteptăm cu căldură următorii 20 de ani și următoarea aniversare. Cu succes! Eu scriu la Oglinda atât în prima perioadă când apărea în fiecare zi, cât și după aceea. Și țin minte că în perioada aceea, 1999-2000, existau foarte multe resurse care erau investite în acest sector și din fericire sau din nefericire, toate acele ziare au dispărut, în timp ce Oglinda a rămas. Le mulțumesc foarte mult tuturor celor care au fost în tot timpul ăsta alături de noi, colaboratori, clienți și în ultimul rând cititorilor care ne-au ținut în viață. Ziarele în format tipărit sunt din ce în ce mai greu de susținut. Zona online, zona electronică ne asaltează pe toți. Sunt un iubitor al tiparului, îmi place să simt mirosul ziarului tipărit și atâta vreme cât am să pot să fac lucrul ăsta, am să-l țin în picioare.